eu cunosc la fata. Numai să părea așa cunoscut, dar nu știu că de unul. Sigur, mai mulți ani în urmă, eu am umblat și la frață, am umblat și la el, la adunare și m-am bucurat foarte mult și așa. Îmi aduc aminte, numai să-mi permite câteva minute, două, trei minute, treceam într-o încercare. Un băiat al meu, care era foarte bun, și spunea doctorița, eram pe fuzii și spunea că plămânul drept sau stâng era negru, plămânul. Era foarte bolnav. Copilul avea vreo un an jumătate, doi ani. Și săptămâna aceea am venit înainte Domnului și am zis, Doamne, copilul înaintea ta. Copilul înaintea oamenilor. Oamenii fac ce pot. La oameni nu este totul cu putință. Dar tu ești marele medic suprem. Aleluia! Eu am deja și credința că tu îți vei întinde mâna peste copilul. Amin, amin. Și tu o să vindeci. Și în săptămâna aceea am venit cu poși, cu rugăciune înainte de Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Aleluia! Slavă Domnului! Sâmbătă eram la fratele acolo, mit în adunare, și acolo, când am început să mă rog, după atunci se termina postul, în sâmbătă aceea, am început să ne rugăm dimineața, era un har nemaipomenit și nu uita niciodată. Și când am început să ne rugăm, am văzut o pară așa de foc, că se prezintă în adunare. Dar era și un har peste biserică, era Duhul Sfânt acolo. Aleluia! Și am zis, Doamne, datorită că Tu mi-areți această viziune, eu cred că Tu mi-ai primit jertfa și am nădejde că Tu îți vei întinde mâna peste copilul și o să vindeci. Și în seara aia, în sâmbătă aceea, Dumnezeu s-a atins de copilul. Aleluia! Și l-a vindecat să vii să fie vindecat Domnului. Domnului, glorie Lui! Am văzut doctorița că copilul cere de mâncare. Așa ceva nu l-am mai văzut. Și am văzut că copilul schimba de față și bioa, era bioa și așa. Și am zis, hai să-i mai fac o coreografie să văd ce se întâmplă. E bine, ca copilul, hai să sau ce se întâmplă? Și am făcut o coreografie și plămânul a fost curat ca celălalt. Și am zis în felul următor, voi sunteți creștini, pocăiți? Da, da, v-ați rugat pentru copii. Am zis către nevastă, zice, ne-am rugat. Dumnezeu a fost ascultat al rugăciunii. Aleluia! Ai și nu fă mâna noastră, că fă mâna Domnului cel mai mare medic. Slavă Domnului! Mulțumiți lui Dumnezeu! Aleluia! De-aia doresc că Dumnezeu să prezinte frații, indiferent de cei care au naștere din loc, care sunt bisericile lui Dumnezeu, botezate în apă și botezate cu Duhul Sfânt, că ne deschide inima la rugăciune, ne deschide inima la cântare, la cuvânt, Dumnezeu și întinde mâna, slăbuiți-o de Dumnezeu. Și lucrează și ascultă rugăciunile. Amin, amin. Slavă Tatălui Ceresc. Domnul să ne binecuvânteze. Am scris o cântare.